limba noastră remediem greșeli gramaticale și ne întărim forțele interioare, iar astăzi cu atât mai mult pentru că sărbătorim deja, anticipat, Ziua Națională a României. Sunt alături de mine Arin și Maria. Bine ați revenit! Bună ziua! Bună seara! Bună seara, bună ziua! Important e că suntem împreună, așa este? Nu știm când va fi transmisă această emisiune, prin urmare noi vă spunem bine v-am regăsit! Eu vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației de a participa la această serie și anume ediții speciale dedicate României. Ne concentrăm și asupra părții gramaticale, dar imediat după vom transmite mesajul nostru către România. Concret, voi veți transmite mesajul vostru către România. În primul rând, copii, eu o să-ți dau, Maria, un enunț în care tu îmi spui cu câți i scriem, copii sau copiii, așadar cu 2 sau 3 i. Copiii s-au jucat în parc până dimineață. Cu câți i? Cu 3 de i. Cu 3 i, așa este. Copiii s-au jucat în parc până dimineață. Arin, pentru tine am un alt exemplu. Crezi că i-a spus care este soluția? Ia cratimă, se scrie cu cratimă, adică i cratimă a, i liniuță a sau ia împreunat? Ia se scrie... În cazul acesta, crezi că... Așa. Pentru că este acțiune... Da, și nu poate să fie... Așa, nu poate fi înlocuit cu... Da. Cu ce? Cu a lua. Cu a lua. Nu are sensul acesta aici. E foarte ușor, regula ta e simplă. Bun, mai departe. Vrem să știm, eu în mod deosebit, vreau să știu ce simțiți acum, în pragul Zilei Naționale a României, pentru țara voastră. Ce vrei să urezi, Arin, României? Vreau să urez mare la mulți ani pentru... Românii de pretutindeni. Așa, la mulți ani pentru românii de pretutindeni, tuturor românilor, prin urmare. Și este ziua noastră, trebuie să ne bucurăm de ea. Așa este, trebuie să ne bucurăm cu toții pentru că este ziua noastră. Știți câți ani se împlinesc acum, în 2023, de la unirea din 1918? 105 de ani. 105 ani, așa este, bravo. Mai departe, Maria, mesajul tău. Care este mesajul tău pentru România în acest an? Vă doresc ca 1 decembrie să vă aduc în fiecare an realizări de excepție și să fiți mândri că sunteți români. Tu ești mândră că ești româncă, Maria? Da. Și ce faci tu pentru România? Tu, un copil născut dincolo de hotarele țării. Cânt. Cânți? Îi cânți cântecele de acolo din vatra satului, așa este. Și ce mai faci tu frumos de tot, Arin? Ce mai faceți voi pentru România? Noi dansăm. Dansați, jocul școala, nostru. Așa. Primo paso, așa, bravo. Bine, vă mulțumesc pentru prezență și eu, la rândul meu, vă spun la mulți ani și să fiți convinși de faptul că aveți motive nenumărate pentru a fi mândri că sunteți români. La mulți ani, România, la mulți ani, dragi români, pe data viitoare, în limba noastră. La revedere! La revedere, pe data viitoare! La mulți ani, România!